Ok. Bună, Simona! Bună, Marius. Bine ai venit la zei! Suntem iarăși la zei, da. Dar înainte să începem cu zeii, aș dori să spun două conștientizări pe care le-am avut. Și la prima mi-am dat seama astăzi, când vorbeam noi cu Olesia, era cu privire la faptul că săptămâna trecută am avut două oglinzi care mi s-au ridicat. Unul a fost un video cu Bruce Lipton și al doilea a fost un video cu Neville Goddard. Și pentru mine era evident, adică am înțeles foarte ușor că ăsta este New Age. Foarte simplu. Mesajul, imediat când l-am auzit, și am zis, ok, ăsta nu este pe linia de școala iubirii, este de New Age. Și ok, înțelegere la nivel mental. Și nu știu, ok, nu practic nimic din New Age. Adică nu fac meditație, nu fac yoga, nu fac vizualizare, nu fac planuri, adică cum înțelegem noi planurile să facem. Dar astăzi tu ai spus, deci pentru mine era clar, eu nu fac niciun New Age. M-am spălat pe mâini, m-am dușat, gata, l-am lăsat. S-a dus pe țeavă. Și astăzi tu ai spus că faptul că eu mă duc acum, mai fac o confesie, când m-ai întrebat ce fac cu pantalonii rupți ai copiilor, tocmai atunci mi-a păruse pe ecran că să pasez comanda de pantaloni noi. Când m-ai întrebat tu și atunci m-ai întrebat și ce era să zic, păi uite, sunt în curs de a comanda perechi noi de pantaloni pentru copii. Și ai zis că, uite, vezi că tu tot faci New Age. Și am stat până am început noi acum să reflect, ok, păi eu știu, am înțeles ce este New Age-ul, îl identific, îl văd foarte clar. Deci când îmi spune cineva ceva, când e New Age, parcă înghit nisip. Deci e foarte clar. Dar uite că la nivel de practică tot e acolo, nu? Da. Și mă gândeam că, uite, păi avem niște dorințe, că vrem să ne facem grădina, de exemplu, vreau să mai îmi comand o garderobă, să-mi fac baia nouă, să mai fac asta și mi se pare normal că nu, casa asta o avem de 10 ani și n-am investit nimic în ea și acum trebuie să facem un pic să arate mai bine, că tot stăm cu cutii și chestii și de astea sunt tot dorințe, nu? De mai bine, mai mult. Da, dar eu le categorisisem altfel că na, le-am pictat că nu. Dar te leagă. Da. Deci, și uite, vezi că tu ai repetat de atâtea ori și am citit și până nu mi-am dat seama. Adică, nu cred că nu mi-am dat seama, cred că într-un fel ne și autopăcălim. Da, închidem ochii la partea asta materială. Nu ne atingem de ea. Deloc. Deci noi facem spiritualitate, nu știu ce facem, rugăciuni, dar să nu se atingă de averea noastră, de binele nostru. Deci orice facem, dar nu se, să nu se, să nu se atingă de bine. Acea, cum să zic eu, teorie care se atinge de binele propriu o respingem. Da, pentru că New Age-ul te împinge să fie cât mai bine, cât mai frumos, uite, exact partea asta de frumusețe, cât mai confortabil, cât mai practic, cât mai simplu, cât, știi, când te pune la cât mai așa, înseamnă că e tot pe ego, e tot pe materie. Și știi de ce? Pentru că noi avem o greșeală fundamentală. Respinge pe Dumnezeu rău. Dumnezeu care vine sub forma unui rău, îl respingem. Și respingerea lui Dumnezeu care este rău, noi nu suntem, nu mai unim contrariile, atunci suntem poziționați pe o parte și devenim ființe întunecate. Deci omul când își caută binele, devine o ființă întunecată și ăla este iadul, când îți cauți binele. Și respingi pe Dumnezeu rău. N-ai voie. Adică hai să spun la mine, la grădina mea, pentru că noi, zona în care stăm e de podișe, ca în Transilvania, înseamnă că sunt diferite nivele și vreau să o nivelez. Deci eu văd grădina cum este acum, că nu e bine. Cauți o perfecționare, da.
Cauți ceva Pentru mai că comod, mai am frumos, mai aspectos, mai perfect, mai nu știu cum. da, am Ăla nu poți să-l scoți. Dacă îl cauți, depășești necesitatea și devii o ființă întunecată. Păi da, dar aici spun, păi cum aș putea deveni o ființă întunecată când aș face grădina mult mai frumoasă, Pe tot ce aș este mai frumos, pe cine? Ce este mai diavolul? mare. Hai să definim diavolul, că văd că nu se știe. Ce este diavolul? Hai, lucrare de control. Da, e cel mai frumos dintre îngeri. Dar uite, exact, uite, asta este un caz concret. Deci, cum e casa noastră pe colț, deci grădina este așa pe colț. Dacă aș ridica-o, aș pune niște ziduri și am ridica-o, am mai câștigat cel puțin vreo 30 de metri pătrați, care nu sunt folosiți de, nu mai stau boscheții, și aș putea să-mi pun trandafiri și flori și copăcei și ar fi aspectos foarte frumos, foarte atrăgător, mult mai bine decât acum când arată ca și o grădină părăsită. Așa se Deci, numește, este diavolul. E cu alee, cu floricele, cu culori, cu frumos, cu pitici, cu tot ce vrei. Ăla e diavolul, ăla e iadul. Așa e iadul. Ivan Turbinca s-a dus în rai și l-a întrebat pe Dumnezeu, aici sunt țigări, nu sunt țigări. Tutun. Sunt femei, nu sunt femei. Este petrecere, nu este petrecere. S-a dus în iad. Acolo toate erau. dar Marius, da, o grădină frumoasă cu flori și cu pom, Cea e din ca și energia grădina vieții raiului. înseamnă, nu, înseamnă materia pe primul plan. Păi și atunci ce să fac? Să o las așa? Lasă așa, uite, ocupă-te de suflet. Păi mă ocup, dar trece prin grădină sufletul meu. Nu trece prin sufletul, nu trece prin gândină. El se bucură și de nămol, de urât, de gunoi. E aceeași lumină, iese și din nămol și din gunoi. Aceeași lumină. Abstrucitoare. Păi unde e diferența? Nu există ceva mai frumos decât altceva. Totul este divin. E doar o înșelare. Că noi trebuie să ajungem la mai mult, mai frumos, mai perfect, mai sus. Păi, să o las așa și să o îmbunătățesc? Da, îmbunătățește, dar într-un mod în care să fii neglijent. Să lași sălbăticia să se exprime. Adică puneți, pe exemplu, acele plante care cresc singure și fără tine, care nu au Asta nevoie de oricum. îngrijire, care nu au nevoie să fie tăiate, aranjate și mai departe. Da. Asta oricum vreau să fac, pentru că nu-mi place gazonul ăla tăiat periuță și chiar vreau să pun plante pentru albine, pentru că aici în Germania nu prea sunt flori pe dealuri. Totul e verde tăiat periuță. Da. Nu le plac albinele. Da, dar toți vorbesc că nu mai sunt albine și că trebuie să le importăm. Dar flori nu sunt. Toți își taie grădina periuță sau își fac grădini din de astea artificiale, din pietre. Deci fără pic de iarbă. Da. Copaci nou Ba da, copaci sunt. și înfloresc. Da. Sunt albine. Destul de puțin. Nu înțeleg că nici greieri nu sunt. Deci oare? Nu știu, eu am mâncat, eu știu ce au făcut ei. Ei spun că nu mai sunt greieri din cauza agriculturii. Da, se poate. Da, și grădinile oamenilor. Da, în grădinile oamenilor, pentru că au numai iar același tip de iarbă, nu au diversitate cum e în România. Uite, cine este omul superior? Te duci în grădina unui român, tu îi dai valma. Ui, nu roi peste tu, calci peste noi, să ai cizme. Da. Miroase urât. Omul acesta este superior omului care are totul aranjat și ordonat și o grădină minunată. Pentru că sufletul este mai important. Deci, cu cât materia este mai neglijată, cu atât sufletul e mai puternic. Noi, dacă investești în aspect, în formă, în exterior, în materie, vei pierde suflet. Însă și faptul acesta, că investești în ceva care nu este important. Deci divinul este în orice. Nu poate să existe ceva mai important. Deci când ai un lapsus și scade mentalul tot timpul, vezi că
de peste tot, din orice lucru care înainte în starea de luciditate vedeai urât și puneai etichete, iese aceeași lumină divină din fiecare. E un halou de lumină care iese. Păi atunci unde e rău? Unde e urâtul? Că nu e niciunde. E numai divinul. E numai frumos totul. E numai iubire. Deci noi nu putem căuta ceva mai frumos decât altceva, că nu există așa ceva. Doar ne pierdem energia pe exterior. Da. Deci asta e ideal. Adică trebuie să fim onești cu noi, că este un Deci ideal. Dacă materia trebuie să faci. fie cât mai murdară, stricată, ruptă. Materia să fie dezinteresată de ea. Cu cât ești mai dezinteresat de materie, cu atât este sufletul mai înalt. Asta e. Bine, și acum stăpânii la lume vor să ne întărească sufletul, că asta fac. Și a apărut moda aceasta cu hainele rupte. Cum a pus să mergi pe stradă cu haina ruptă? Că dacă nu Jerpelit. ești cu haina ruptă, nu ești la modă. E jerpelit. Da, uite că și cu materialele de construcție care s-au scumpit foarte mult, Da, acum te voi nu mai blochează să încălzi. mai construiești. Te Da. blochează în toate. Noi încercăm de o lună, de un an jumate să găsim o firmă să vină să ne facă grădina și e mult, câteva zeci de mii de euro, nu e, să zici așa, de 200 de euro, că a venit să dea cu sapa. E o întreagă, un proces de lucru acolo, care trebuie făcut și nu găsim, plus că e și scump. Da. Marius, de asta a fost o conștientizare că, ok, e una că înțeleg la nivel mental și pot să identific și nu fac practică, nu mai folosesc metodele New Age pentru a atrage în viața mea nu știu ce bunătate sau bine, dar încă dorințe și planuri oarecum, n-am mai așa, sunt, adică așteptări. Și idealuri. Da. Asta a fost o chestie care am înțeles-o. Și a doua conștientizare, și ai să spui acum că ai repetat-o de atâtea ori, să vezi tu că nu ajunge mai jos. Tu ai spus când erai mic, că l-ai văzut pe Dumnezeu, ți s-a arătat într-un copac, într-un cățel, într-o femeie, nu? Că și-a dat masca jos și l-ai văzut. E un bărbat. Și într-un bărbat, da. Și când dorm, când mă pun în pas să dorm, vorbesc tot timpul cu Dumnezeu. Tot timpul am vorbit, de când eram mică. Numai în perioada de New Age am vorbit cu îngerii, n-am mai vorbit cu Dumnezeu. L-am retrogradat, l-am scos la pensie. Am zis că e prea bătrân. Și astă noapte mi-am dat eu seama, dar eu dorm cu Dumnezeu în pat. Eu pentru ce vorbesc cu un alt Dumnezeu când Dumnezeu e deja în pat cu mine? Știi, și atunci mi-am dat seama că eu încă îl văd pe Dumnezeu în afară, încă nu-l văd în persoana din față, în soț, în copii, în omul de pe stradă. Adică îi tratez cât se poate de frumos și de bine. Dar conștientizarea asta am avut-o, că eu tot vorbeam cu Dumnezeu în capul meu, când de fapt Dumnezeu era lângă mine. Și am întors imaginea respectivă și am zis, ok, acum aș vorbi cu Dumnezeu, cu soțul meu, care de fapt e Dumnezeu, care a luat forma lui. Și atunci încep să mai desfac alte sentimente și emoții. Da, asta a fost Marius. Și capitolul din Școala Zeilor este exact pune-l pe Dumnezeu la treabă. Așa. La 13, știi, pagina 76, o ai? Ok. Așa. O să citesc direct textul cursiv. Omul nu are nevoie de nimic din exterior.
fie că e vorba de hrană, cunoaștere sau fericire. Este un drept al său câștigat prin naștere să nu depindă de nimic din afara lui. Omul se poate hrăni din interior cu inteligența lui, cu propria lui voință și lumină. Da, e bine. Da, eu zic că cred că acolo cu voința este ok, propria lui voință. Aici se introduce termenul ăsta că ce-ți pui tu în cap, aia poți să realizezi. Da, a perturbat puțin. Pentru Lupelius, această idee era elementul central al nemuririi fizice și piatra de temelie a oricărei filozofii și religii. Printr-un regres al memoriei, mi-au apărut cele mai vechi cuvinte din lume, cuvinte care înfloriseră pe buzele omului, ca primele vorbe ale unui copil acum 4.000 de ani, chiar înainte de a ști să le scrie: să nu e alt Dumnezeu în afară de mine. Brusc, o nouă înțelegere a răsărit și s-a înălțat înăuntrul meu, la început mai timidă, ca o scânteie care mocnește în negura veacurilor. Apoi s-a aprins vie ca o flacără. Să nu ai alt Dumnezeu înseamnă ca omul, inconștient de condiția sa de creator, consideră lumea exterioară divină și o proclamă domnul ființei sale și stăpânul destinului său. Acea amenințare veche de secole s-a întrupat în prima și în cea mai importantă dintre porunci: să nu depinzi de mine, amintește-ți De că nimic, tu ai de nimic. astea. De nimic, să nu depinzi de nimic, amintește-ți că tu ai creat toate astea. Ai Corect. ceva de adăugat? Nu, e foarte bine, noi creăm exteriorul. Să crezi într-o lume exterioară înseamnă să depinzi de ea, să fii încarcerat de legile propriei proiecții. În acest punct, reflecțiile mele s-au amestecat și au devenit nedeșlușite, ca ecoul vocilor unor copii entuziasmați de o descoperire amuzantă. Iubește pe Domnul tău, să nu ai alt Dumnezeu în afară de tine. Aici s-a pus pe sine Dumnezeu, vezi? Fantastică a fost. Să nu ai Marius, te rog frumos să-L iubești pe Domnul tău și să nu ai alt Dumnezeu în afară de tine. Mamă, cum am învârtit-o. Tu ești Domnul și Stăpânul, Ziditorul și Creatorul a tot și toate. Tu ai proiectat toate astea, tu ești toate astea. Nu mai simțisem niciodată atât de aproape suflul unui zeu palpabil și real în acest punct, și rugândurilor mele s-a rupt și ele au rămas suspendate. Deci este un proces până ajungi să te comporți ca o ființă divină, că asta vrea să zică, și să conștientizezi că ești chiar soare de iubire, trebuie să te supui celălalt și mai departe. Părțile de proces nu ți le arată. Nici nu vorbește de el, nici nu îndrăznește să le spună. Înseamnă supunere și să faci voia celuilalt, să îi slujești oameni, să fii robul lor. Asta nu o să spună niciodată, pentru că Dumnezeu e robul nostru. Deci numai când ești rob, atunci îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. Deci numai robii îl pun pe Dumnezeu pe primul plan și îl simt cu toată ființa lor. Și îl cunosc ca fiind chiar robia lor. Deci sunt chiar în starea aceea de robie, de supunere. Supunerea este divină. Da. Și dacă nu te supui, n-ai cum. Și dacă pui materia pe primul plan, nu ai cum. Că pui averea și bogățiile tale, comoditățile și bunăstarea, stabilitatea și siguranța, de fapt, ce îl dai afară. Asta este. Urmează să citesc dialogul lui Lupelius. Dar fii atent o chestie, că dacă lipsesc pașii, până de ce el vorbește în efecte, vorbește în concluzie, în, nu știu, ultimele elemente. Dacă lipsesc pașii până acolo, e fără rost. Că nu poate fi urmat. Iar să spună pașii nu poate, pentru că Dumnezeu e supunere. Și asta nu convine nimănui pentru că intră în contradicție cu faptul că fiecare vrea mai mult bine pentru sine și vrea bunăstare. Iar când ești supus și faci voia celuia, nu mai vrei bunăstare. Și deci nu se poate, este o antinomie aici. Deci Dumnezeu nu poate fi urmat. Ca să fie urmat, omul trebuie să nu caute binele său. Să caute binele celuia și să fie indiferent.
la nivelul său. Eu cred că și atunci când îl întâlnim, nu îl recunoaștem. De cum spunea Alesia despre acel scriitor unde a citit ea că el și-a rezolvat anumite probleme din viață prin faptul că a renunțat să mai lupte. Mă îndoiesc că el a recunoscut renunțarea și lăsarea ca și ca și calea adevărată. Și chiar când ți se arată, chiar când vezi că ăsta ți-a schimbat viața, nu cred că o vedem ca și calea adevărată. Nu vedem pe Dumnezeu în renunțarea respectivă. Exact, exact. Lupta pentru sine este diavolul. Renunțarea la sine este Dumnezeu. Cunoști tu pe cineva care face asta? Păi câteodată suntem forțați să renunțăm pentru că ori nu mai avem putere să ne luptăm, ori forța din față este prea mare, așa că renunți, dar zici, lasă că mă ocup eu data viitoare de ălălalt. Renunțăm în anumite condiții. Dar Da. nu benevol. Da, nu renunți timpul. Fortuit suntem. Forțați. Da, exact. Nu renunți că... Deci nu-L recunoaștem pe Dumnezeu că fiind renunțarea. Eu așa cred. Că nu vedem chestia asta. O vedem ca un eșec, ca o înfrângere. Deci vreau să spun că Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin asemănare. Deci trebuie să faci ceea ce face El. El se supune nouă, El e robul nostru și numai în modul acesta îl poți să îl cunoști. Supunerea este de fapt prezența Lui. Și ce au făcut? Au manipulat și chestia asta și au zis omul trebuie să caute prezența. Stai puțin, trebuie să te supui ca să fii prezent. Deci nu poți să alegi prezența, că prezența este un termen cu o generalitate maximă care nu poate fi executat în practică, dar supunerea poate fi executată. Supunerea te ține în viață a lui Dumnezeu. El se supune nouă și ne alimentează continuu și ne ține în viață. El dacă și retrage grația, noi ne-am pulveriza. Deci nu prezența trebuie obținută, ci supunerea, că Dumnezeu se lasă pe sine, cedează din energia lui nouă, ne încarcă cu energie, face un efort, muncește acolo. Dacă o celulă face 1.000.000 de operații pe secundă, e munca lui acolo, ca să te țină în viață și toate organele și armonia care este acolo, în tine. Deci supunerea, nu prezența. Deci ce te ține în viață? Supunerea lui Dumnezeu, faptul că El lucrează. Faci 1.000.000 de operații la miliarde de celule, pe secundă, la fiecare celulă în parte. Și toate organele acelea le ține în armonie. El, e munca lui, e un efort, nu e prezență. Deci s-au dat un termen și au raportat la termenul acela toate cuvintele și l-au făcut pe om inactiv. Important a fost să fie blocată surgirea aproapelui. Asta a fost importantă. Dacă mi-amintesc din cum am înțeles eu prezența, era că tu trebuie să fii prezent cu spiritul, adică tu când vorbești, eu să nu fiu cu mintea în trecut sau în viitor sau la altceva. Adică să fiu în prezent acum, să-mi pun toată energia și să te ascult pe tine. Asta se spune că să fii prezent în momentul de față, pentru că ești în momentul actual. Dacă eu sunt cu tine 100%, eu nu mă mai gândesc la alte chestii. Corect, dar nu e stabil. Dar Reușești necesită un efort. minut, 5 minute, reușești puțin, bă, cea nu mai. Și necesită o energie pe care tu o concentrezi ca să asculți. Pe când dacă ți se spune, tu trebuie numai să te supui. Vine mai ușor. Lumea este construită pe identificări. Dacă identificăm Dumnezeu cu a mers deja pe jos și a ieșit din divinitate, a merge cu mașina, deja am rezolvat problema. Pentru că în momentul în care tu faci un efort, nu te mai poți gândi la tine. Sau când îi slujești aproape lui și faci voia lui, faci ce te pune el să faci, atunci nu te mai poți ocupa de tine și pierzi eu. Pierderea eu e scopul.
Să pierzi eu. În momentul în care eu se retrage, înaintează divinul. Și în spațiu gol rămas, începe el să dorească pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. Deci noi nu suntem interesați să funcționăm ca eu. Eu vreau, eu pot, eu știu. Nu știm nimica. Este totul aiurea. Deci ne arogăm niște puteri pe care noi nu le avem. În realitate nu le avem. Depindem de divin în toate. Respirația mea de acum este a lui. El dacă oprește dată respirația, te-ai terminat. Deci nu depinde, corpul nostru nu depinde de noi, nimic. Suntem în mâna lui continuă. Marius, vrei să poți să dezvolți un pic fraza asta că lumea e construită pe identificări? Da, funcție de ce identificări faci, așa construiești, cum să zic eu, ceea ce faci tu, ceea ce, Realitatea. realitatea ta. Da. Dacă eu zic că scopul vieții mele, deci ce priorități pui? Dacă pun ca prioritate corpul meu, atunci materia devine importantă. Dacă pun ca prioritate binele celuilalt, eu pe mine mă uit. Dacă definez faptul că binele celuilalt este Dumnezeu, atunci eu când fac, mă supun omului din fața noastră, mă supun lui Dumnezeu. Când fac totul pentru mine, atunci mă supun diavolului. Deci acest mine, eu pe primul plan, peste nevoie, este diavolul. Tot ce depășește necesitatea este diabolizarea. Deci am făcut niște identificări și identificările astea m-au dus în direcții opuse. Dacă îmi caut binele, eu de fapt mă supun diavolului, îl slujesc pe el o viață întreagă, dacă pun binele meu pe primul plan. Dacă pun binele celuilalt pe primul plan în fiecare din acțiunile mele, cele mai banale, îi dau întâietate celuilalt și fac ce vrea el, pe mine mă pierd. Când mă pierd, ego-ul se retrage și nu mă mai gândesc la mine și nu mă mai preocup cu avantajele mele. Deci nu mai urmăresc binele meu deloc. Nu fac nimica pentru mine, fac totul pentru cealaltă. Și atunci se face spațiu gol ca la pistonul de la autoturism, de la motor. În spațiul ăla vine divinul și începe să dorească pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. Deci asta este tehnica. Schimbi prin identificările pe care le faci, tu creezi o lume sau alta. În cele 7 cărți, identificările au fost făcute pe suflet. Adică a fost luat ca bază orice acțiune care este gratuită în folosul celorlalți. Asta este baza. Adică opusă complet interesului propriu. Și am denumit. Deci sufletul divin este orice acțiune pentru binele celuilalt, nu pentru tine. Iar diavolul este orice acțiune pentru interesul propriu. Și așa te uiți ce faci. Dacă faci totul pentru tine, ai început să pierzi energie vitală. Dacă faci totul pentru celălalt, te încarci cu energie vitală. Și pe sistemul acesta sunt luate diferite perspective ale vieții și văzut cum funcționează, cum se comportă o ființă divină de sufletul nostru în diferite momente de viață. Luptă, se apără, deci față de cuvinte. Luăm cuvintele. Ce face diavolul, ce face sufletul? Diavolul se luptă, sufletul nu se luptă. Ce face sufletul? Nu caută binele său. Diavolul caută întotdeauna binele său. Și mai departe, și am consumat toate cele mai comune acțiuni ale omului de comportament. M-am păstrat în zona comportamentului. Și atunci depinde ce alegi. Alegi să funcționezi ca o ființă divină și ai toate avantajele de pe lume, că Dumnezeu e cu tine și te susține. Astea sunt codurile. După care vii ca o grilă pe Vechiul Testament sau pe ce vrei tu, orice text, pe nu ești, și vezi unde se duce, dacă se duce spre diavol sau se duce spre. Întotdeauna orice afirmație de aici care se duce spre binele tău, uite, să nu ai alt Dumnezeu în afară de tine. Deci a inversat, te-a pus pe tine, l-a pus pe om pe primul plan, tine cine? Ego-ul. Când se pierde ego-ul, în momentul în care nu mai faci nimic pentru tine, atunci tu devii o ființă divină. Și te unești cu Dumnezeu. E foarte simplu. Dar dacă nu faci asta în activitățile de zi cu zi, în comportamentul tău obișnuit, noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că cu fiecare pas
prin care noi ne îndepărtăm de El, când căutăm binele nostru pe primul plan, ne îndepărtăm de Divin. Și cu fiecare pas prin care nu ne mai căutăm binele nostru, faptul că ai mers pe jos deja este un pas înainte spre apropiere de Divin. Dacă îți faci o plăcere mai mult decât ai nevoie, iar te-ai îndepărtat de El. Și la sfârșitul zilei poți să faci pe o hârtie plusul și minusul și să vezi de câte ori te-ai îndepărtat, de câte ori te-ai apropiat de El. Și vezi cum va fi ziua de mâine. Trebuie să fie măcar cu un plus în plus. Și ziua de mâine va fi minunată. E totul o problemă de energie. Deci de spațiu gol. Dacă faci spațiu gol, are unde să vină. Dacă nu, nu are unde să vină. Și prin faptul că noi ne urmărim avantajele și binele propriu, noi ne umplem de eu și îl dăm afară pe adevăratul Dumnezeu. Noi ne îmbolnăvim de prea mult eu. Viața noastră este nefericită și ne chinuim tot timpul și suferim și fizic datorită faptului că suntem plini de eu. Noi mereu trebuie să sacrificăm eu-ul acesta. Eu-ul acesta este diavolul. Și trebuie să sacrificăm, să nu faci totul pentru el. Noi când luăm ceva mai mult decât avem nevoie, când tu îți faci o grădină mai frumoasă decât ai nevoie, tu de fapt îl slujești pe diavol și ai o formă de pierdere de energie constantă zi de zi, dimineața când te scoli și treci prin grădina ta, poc, grădina ți-a luat din energie. Păi, Marius, tu ai spus acolo cuvânt mai mult decât ai nevoie. Păi eu zic că am nevoie, deci nu... Nu te Unde știu lupta, nu te lupta. Tu acum pe cine aperi? Acolo unde e luptă... Nu, păi aici vine argumentul, vine cealaltă parte, avocatul, și spune, păi da, stai puțin că a zis că atât cât ai nevoie. Păi atât cât am nevoie să fie grădina, acum am pus eu standardul. Nu, cum pui tu standardul? Păi cine a cine spune? Păi ce înseamnă mai mult decât ai nevoie? Să nu depășești necesitatea. Adică necesitatea ce înseamnă? Arbuștii și toate florile alea de valma. Cum le dă Dumnezeu, ai necesitatea. Ce depășești această stare dezorganizată, dezordonată, este voia ta. Dacă îi pui o ordine în grădină, ai intrat peste ea cu voia ta. Păi da. Dar Dumnezeu lucrează și prin mine. Da, păi lucrează și prin tine ca să te distrugă mai repede. Sigur că da. Și asta face. Deci ai toată libertatea să-ți faci o grădină cât mai frumoasă și mai departe, ca să poți să fie o sursă de pierdere de energie, de supărare, că uite-te, s-au ofilit florile acelea, că iarăși trebuie să le tai, că trebuie să muncești toată ziulica, ți-a luat energie. Dar poate să fie și un loc în care să fie păsărele și albine și alte insecte și greierași. Să salvez greierașii din Dumnezeu este și în gunoi, și în mizerie, și în băltoacă, și în nămol. E același Dumnezeu. Nu e mai mult în grădina cu greier decât în nămol. Din în curtea românului. Din curtea românului. E grădina. același. Îți dai seama ce frumoasă grădină are românul. Merge cu cizme în roiul ăla, știi? Păi ce mai vrei mai frumos decât așa? Să mergi desculți pe iarba verde și să fie ca și cum ai merge pe cobor la tine în Poți să casă. mergi și în praful de pe uliță. Păi nu că te murdărești. Păi și dacă de unde, știi? Tocmai de aia, ca să te murdărești. Ca să vezi că Dumnezeu este și în murdărie. De ce alegi un bine? Iar pe Dumnezeu așa cum este, este și în murdărie. Noi alegem frumusețea, mai ales. Așa cum o înțelegem noi, adică esteticul. Zicem că așa e echilibrat, așa e frumos, aspectuos. Știi, partea asta de partea frumoasă, bună, și mai există după aia restul, mizeria, gunoiul, boscheții, scaieții, noroiul. În compărțire. Împărați în frumos urât, nu e? Da. Uite ce vreau să mai adaug la asta ce am spus, că lumea e construită pe identificări și asta ne construiește realitatea. Dacă e să mă gândesc la experiența mea, viața mea de acum 10 ani,
era foarte, și încă este la modă, faptul de a fi leader, da? Deci conducător. Și mai ales la femei se pune accentul pe leadership. Da, să fii în poziție de conducere, să înveți cum să fii un lider, cum să te impui, cum să conduci. Păi și asta înseamnă, ce aș putea eu să înțeleg, că dacă eu mă identific cu acest profil de lider femeie, toată activitatea pe care eu o să o am, o să o fac, o să fie ca să mă aducă să fiu ca acel lider femeie, da? Adică o să mă duc la cursurile care o să mă învețe asta, o să mă duc la, o să citesc cărțile, o să mă care îți preda același lucru, o să merg numai cu oamenii sau cu femeile care sunt la același nivel și în acela, deci totul pe materie și în același timp o să mă ocup mai puțin de familie și de casă pentru că eu m-am identificat cu femeia lider, nu cu femeia mamă și soție. O interpretez bine când am asta cu identificările, că vreau să identific unde și când a fost când le-am folosit. Da. Ne identificăm cu ceea ce ni se spune în presă, cum trebuie să fie o femeie, cum trebuie să fie un bărbat, Da, ceea ce. luăm conceptele de acolo și zicem că sunt adevărate. Că Le zice presa, că zice nu știu care. Că avem încredere în el, dar nu, noi nu cercetăm. Iar pe de altă parte, nu-l avem pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu face parte din judecata ta, din analiza ta, nu vei vedea calea corectă. Sunt în New Age, sunt doar concepte pe ambele părți. Deci concepte de bine și de rău în ambele direcții sunt concepte din lumea aceasta. Când apare schimbarea, când îl te raportezi față de Dumnezeu, ca o apropiere sau o depărtare de divin. Deci toate conceptele lumii trebuie raportate la divin, ca o apropiere sau depărtare de el. Și cine e divinul? E sufletul nostru. Deci mereu te raportezi la sufletul nostru. Ce face sufletul? Doar cedează, nu caute binele lui, doar iubește. Ce face ego? Doar pentru sine face totul. Nu se preocupă de celălalt niciodată. Deci e în depărtare. Deci Și acum. întotdeauna toate conceptele trebuie traduse în raport cu un model ideal, exact ca în fizica cuantică. Fizica newtoniană a lui Newton, fizica clasică. Deci se ia un raportor ideal și față de raportorul ideal raportezi totul. Iei toate cuvintele din dicționarul limbii române și vezi cum stau față de însușirile divine. Da, deci ce au făcut? Ei au inversat valorile și ne-au dat o altă grilă de valori. Și ne-a aruncat în iad pentru că ei au derivat concepte unele din altele pe orizontală. Deci New Age lucrează numai pe orizontală. Deci nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Nici nu l-ameni numește. Nu-l amintește. Nu spune nimic despre el. Deci atâta timp când nu ai situația ideală, nu ai față de ce să te raportezi și cuvintele sunt goale de înțeles. Pe de altă parte, nu pot fi aplicate. Nu poate nimic să fie practic. Pentru că nu se referă la comportament. Nu zice că când slujești aproapelui tău, tu de fapt te îndepărtezi, egoul scade și te apropii de divin și divinul înaintează. Nu spune nimeni asta, te îndepărtezi de lume. Da, te se raportează la efecte, cum am identificat de Una câteva din ori. alta și doar pe orizontală. Pe când la noi în școală iubire totul e față de divin, adică față de suflet. Am definit prima dată ce este suflet, așa am pornit eu în înțelegere. Am definit ce este suflet și am început să văd, că eram și eu orb, nu vedeam. Deci până nu definești ce este situația ideală, nu vezi. Dacă ești căzut, pe unde te afli, nu ai cum să vezi. E aici, în școala zero și în toate cărțile de New Age, totul este pe orizontală, sunt unele din altele. Nu amintește deloc de situația ideală, de divin și nu poți să-l localizezi. Nu știi ce să caut, ce să caut. Și el înlocuit Dumnezeu cu omul. Să nu ai alt Dumnezeu în afară de tine. Uite clar, pagina 76. Da. Da? Dumnezeu este înlocuit cu omul și raportează totul la eu. Asta este diferența. La școală iubirii totul este
raportat la ființa divină, la suflet. La Mm-hmm. școala zeilor și în tot New Age-ul, totul este raportat la eu. Totul se face pentru tine, pentru eu. Ție să-ți fie bine, nu celuilalt. Pe când la școala iubirii, totul pentru celălalt, nimic pentru tine. Sunt opuse. Sunt total opuse. Primul, școala zeilor, ce îți face? Te duce în atașament de materie. Te duce să cauți fericirea ta în afară. Cu toate că zice aici că lumea exterioară nu te poate face fericit. Deci ce zice? Consideră lumea exterioară divină și o proclamă domnul ființei sale și stăpânul destinului său. Deci ce face omul? Pune materia pe primul plan și depinde, deci stăpânul destinului său este lumea exterioară. Și o proclamă domnul ființei sale. Cum să o proclam? Ce să e secundară. Pe de altă parte, ei zic și se dezic. Deci arată clar că vrea să înnebunească omul. Pentru că știu foarte bine ce înseamnă calea divină ca să o evite. Deci când s-a scris Noul Testament, știau ce trebuie să evite. Că se vede acolo clar cum au evitat la fiecare propoziție, a evitat situația divină. A mai lăsat uneori așa când au simțit ei nevoia. Că prea mult s-a adunat ieșire în afară. Acum am citit despre iertare, zice, să-l ierți pe aproapele tău. Care să-l ierți? Că totul pornește din tine. Tu ești cel care ești criminalul. Celălalt doar vrea să te desprinde de materie. Dumnezeu îl pune. Deci n-ai ce să ierți la el. În momentul în care tu arunci vina în afară și crezi că este rău și vinovat în exterior, atunci te-ai diabolizat. Că înseamnă eu sunt mai presus. Eu nu greșesc niciodată. Asta înseamnă. Și atunci ai căzut. Uite, cu Noul Testament în mână ai căzut. Ți-a trântit o propoziție de aia și te-a nenorocit. Poți să da cu barosul în cap. Deci propoziția aia, când am auzit-o, pum! Am zis, mamă, m-a nenorocit. M-a blocat. Cum spun eu, ai înghițit nisip. Da, ai înghițit. Dar e total invers. Total invers. Și mereu spun, nu se poate un om al lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, să vorbească în așa fel încât să arunce vina la afară. Nu se poate. Când în Vechiul Testament zice acolo să nu iați Dumnezeu în afară de mine, deci exterior e secundar. Păi dacă Dumnezeu a zis că este secundar și mai în Deuteronom a zis că nu există o altă scriere mai importantă, că asta este în veșnicie. Pentru veșnicie, păi vii tu și zici că inversezi lui Dumnezeu ce a zis el, adică îl faci exteriorul vinovat când totul pornește din tine. Păi nu ți-am zis că l-am scos la pensie? Dumnezeu? Știu Da. ce a făcut. Citim dialogul lui Lupelius cu Amantio. Deci Lupelius spune, dacă crezi în lumea exterioară ca fiind ceva real, te pierzi și ești destinat să eșuezi în tot ceea ce faci. Corect. Corect. De aceea permite evenimentelor exterioare, circumstanțelor, incidentelor și relațiilor să ajungă în acel spațiu interior unde aceste gunoaie pot fi transformate într-o substanță nouă, într-o nouă energie, o nouă viață. Nu se poate. Deci doar le dai voie să fie, dar ele rămân acolo, în afară, curg acolo, în afară. Deci tu nu ai treabă cu ele. Asta înseamnă dezidentificare de lume. Deci iar a introdus o antinomie. Deci o lași afară să curgă, nu ai treabă cu ea, nu te legi de ea. În momentul în care pentru tine oricare din lucrurile din afară sunt importante, le integrezi în tine. Dacă nu sunt importante, ele ții afară. Dacă le introduci în tine, atunci ce faci? Că începi să te identifici cu ele. Păi parcă era vorba să nu te identifici. Păi uite, sus spune, dacă crezi în lumea exterioară ca fiind ceva real, te pierzi și eșuezi în tot ce faci. Și după aia spune, permite evenimentelor exterioare, adică lumii exterioare, să ajungă în acel spațiu interior. Ca să ce, adică, să te identifici cu ele? Nu, sunt nu, oameni să le care... transformi în o substanță nouă, într-o nouă energie. Deci în momentul în care le permis să intri în tine, te identifica cu ele. Ce să... Ai devenit sluga lor. Te-ai supus lor.
Deci Mai astea ce? două propoziții se opun una alteia. Da, încurcat totul, dar le încurcă cu bună știință, vezi cum face. Nu se poate, e un colectiv care le-a luat pe fiecare din propozițiile astea și le-a analizat. Sau este inteligența artificială? Ai făcut din experiență. Spune. Au programat-o și uite ce face. Hai să vedem ce spune mai a treia frază. Închipuiți odată o chestie. Dacă inteligența artificială va fi programată așa pe sistem New Age, ne-am nenorocit. Suntem distruși. Ne dă și omul să creadă în cine știe ce lucruri care nu înseamnă absolut. O bulibășeală totală de concepte pe care le absolutizează, le derivă unele din alte și te duce aiurea și niciun Dumnezeu nu o să fie acolo. E moartea sufletului, inteligența artificială. Hai să vedem la a treia frază, că primele două ne-au lămurit. Ai făcut din existență și din lumea exterioară un Dumnezeu. Dar existența nu este reală. Este doar o unealtă care slujește visul pentru a te ajuta să te întorci la sursă și să afli ce este cu adevărat real. Nu există nimic în exterior care să nu fie guvernat de vis. Da, este Nu știu. corect. Este corect. Exteriorul este o visare și nu se poate pune bază pe ea pentru că e secundar. Sufletul este primordial, deci nu material. Ok. Amatio zice: ce poți spune despre castelul unde ne aflăm acum și despre aceste camere vechi de peste 300 de ani? Lupelius. Ele sunt una dintre creațiile tale, acum, în această clipă. Amanțio, dar despre tatăl și mama mea, Lupelius, și sunt tot creația ta. Nu există nimic în afara ta care să te fi precedat. Viața nu o primești de la părinții tăi. Ea este reală, eternă, magnifică, fără de început și fără de sfârșit, fără naștere și fără moarte. Amanțio. Dar atunci omul este Dumnezeu? Lupelius. Nu, el este mai mult de atât. El îl are pe Dumnezeu în slujba lui. Amanțiu, ce vrea să însemne asta? Lupelius. Înseamnă că ai putea să-i ceri orice îți dorești și Dumnezeu îți va îndeplini toate dorințele, fără reținere. Dumnezeu este un bun slujitor, dar nu și un stăpân pe măsură. Dumnezeu adoră să slujească, El iubește să iubească, Dumnezeu abandonează complet servirii tale, se abandonează complet servirii tale, Dumnezeu există pentru că tu ești. Dacă tu nu ești, nu este niciun motiv să existe. Dumnezeu este voința ta în acțiune. La fiecare propoziție ar trebui să te opresc. Păi să o luăm? Da. Deci de unde? De sus, de la vis. Ok, te las pe tine, Marius. Aștept. Deci, creațiile exterioare sunt creațiile gândurilor tale, da. Definițiile noastre și etichetele noastre creează lumea exterioară. Și mama și tata sunt, zice, creația ta, nu este nimic în afara ta care să te fi precedat. Vreau să zic că toată lumea mea este creată de mine. De? În afara lumii mele, în afara proiecției mele, nu știu cum arată lumea. Viața nu o primești de la părinți, ea este reală, eternă și magnifică, fără de început și fără de sfârșit. O primim de la Dumnezeu, fără naștere și fără moarte. Dar atunci omul este Dumnezeu? Întreabă. Nu, el este mai mult de atâta. E chiar divinul când se comportă ca o ființă divină care se supune, dar dacă nu-ți convine, nu o să-l cunoști niciodată. El îl are pe Dumnezeu în slujba lui, da, Dumnezeu este robul nostru,
Ce vrea să însemne asta? Înseamnă că ai putea să-i ceri orice îi dorești. Nu se poate, pentru că noi cerem cu un eu și când ai un eu acolo, nimic nu-ți dă, vine împotriva ta, deci este fals. Niciodată, și Dumnezeu îți va îndeplini toate dorințele, niciodată nu ți le îndeplinește dacă ai un eu acolo. Știi când nu se îndeplinesc dorințele? Când nu cauți. Când nu cauți, când nu vrei, când nu te lupți, când nu te aperi, când nu vrei nimic pentru tine, atunci ți se îndeplinesc dorințele. Dumnezeu este un bun slujitor, e adevărat, dar nu și un stăpân pe măsură, vorbește aiurea. Dumnezeu adoră să slujească, da, vezi, face una caldă, una rece, parcă îți dă palme. El iubește să iubească. El iubește să iubească, așa este, sufletul abia așteaptă să iubească. Dumnezeu se abandonează complet servirii tale, sale, tale. Da, adică te servește cu tot dragul. Dumnezeu există pentru că tu existi, a inversat. Uită-te și tu ce inversare urâtă. Adică Obraznică. tu existi pentru că Dumnezeu există, doar nu, Dumnezeu nu există pentru că tu existi, doar nu este, ok, ei spun că Dumnezeu este supus ție, deci, ești, deci Dumnezeu ți se închină ție. Aoleu, până ne-a făcut dragi pe toți. Vezi? A zis că tu, existența ta este mai importantă decât existența lui Dumnezeu. Tu te-ai creat pe tine, ce ai făcut? Da, El depinde de Tu tine ești și nu... primordial. Asta a zis aici. Dacă tu nu existi, nu este niciun motiv să existe. Păi El îți dă acceptul. El te trimite aici, El depinde de El. Depinde de toate. Nu poate să existe. Deci El are primordialitate. Sfântul primordial. Dumnezeu e mai presus de toate. El a creat totul. El dacă n-ar exista, noi nu am exista. Este invers. Și apoi îl identifică cu voința ta în acțiune. Știe că trebuie că se fac identificări și nu o să-l identifice cu supunerea, cu robia, îl identifică cu voința, că ego-ul se manifestă prin voință, voința de a fi, voia mea mai presus de toate. Păi asta e diabolizare. Deci, Dumnezeu nu se identifică cu voința ta de acțiune. Când tu îți lași voința și te lași bătut, atunci înaintează El. Deci nu este voia ta peste voia lui. Întotdeauna este lipsa voii tale. Atunci înaintează El. Când tu te lași. Nu înțeleg. Mintea nu poate să înțeleagă. Poate doar să mintă. Mintea minte. E adevărat. Când mintea încetează să mai mintă, ea anihilează pe sine și face loc plenitudinii ființei. Acum ea spune adevărul. Vezi ce face? Zice ea, când una, când alta. Mai întâi l-a desființat pe Dumnezeu, Da. adică nu mai parțial a zis că Dumnezeu există numai pentru că tu existi, iar el e acolo să tu să dai comenzi și el să facă pentru Deci tine. urmărește doar contradicții să creeze. Adică ca să te înnebunească de cap. Atâta face. Să distrugă orice ordine, orice prioritate. Le inversează prioritățile mai mult. Adică urmărește să te nebunească. E o carte care te nebunește și te diabolizează. Când ai citit astea și le-ai comentat, în minte mi-a venit ideea că percepția că cel mai mare inamic este Dumnezeu, de fapt, al nostru. Așa vor să ne-l prezintă. Că Da. Dumnezeu este inamicul nostru cel mai mare. Da. Și că nu Și trebuie orice să să luăm seama faci, la el, să ne facem voia noastră. orice faci, să nu faci cum face Dumnezeu. Dar mai mult l-a identificat cu voința ta. Deci te-a pus pe tine mai presus decât toate. Da, dar voința ta e Lucifer. Păi da, și nu e Dumnezeu. Deci voia mea mai presus decât voia divină. Deci aici are loc totul. Când te supui oamenilor și faci voința lor, nu voia ta, atunci te unești cu Divinul. Dacă nu faci voia ta, te îndepărtezi de Dumnezeu. E pe dos. Și te unești cu diavolul. Voia ta înseamnă diabolizare. Vezi ce au făcut, ce lucrări au făcut. Foarte urâtă. Urâtă, urâtă. Blestemat. Asta este o lucrare de blestemare. E un blestem. Când se inversează și când este atacat Dumnezeu, omul se blestemă. Și omul care citește lucrurile astea și crede în ele, se distruge pe sine.
Și zice, și face loc plenitudinii ființei. Am înțeles aici. Nu poți schimba trecutul dacă nu înțelegi că prezentul este cel care dă forma trecutului. Pune prezentul pe primul plan. Păi stai că în trecutul acela a avut loc divinul ca să te aducă în viață. Și inversează, zice că prezentul formează trecutul. Păi ai venit dintr-un trecut. Acolo Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Ești datorită, existi datorită lucrării lui făcută în trecut. Bun, că în spațiul lui trecutul este una cu prezentul, ce contează? La noi nu, suntem în dualitate. Orice obții în această clipă este propagat instantaneu în toate direcțiile. Dacă prezentul este perfect, tot ce te înconjoară se va alinia aceste perfecțiuni. Păi prezentul este problema. Dacă te supui oamenilor fără nicio problemă și uiți complet de tine, atunci ești una cu Divinul. Și El este Ești prezent în automatic. tine. Deci Ești nu e automatic. vorba de un prezent de atins, este vorba ca Dumnezeu să fie cu tine prezent. Deci El în tine, prezent. Altceva, e total pe dos. Marius, spune-mi, te rog, un pic pauză. Da. Deci, fiecare eveniment trecut este în rezonanță cu vibrațiile pe care corpul tău le emite acum. Aici este locul unde se petrece totul. Aici este locul unde totul este atins. Aici este locul unde totul este mișcat. Aici unde locuiesc adevărul, inocența, frumusețea și puterea. Aici, în acest infinit, etern, indestructibil trup. Este vorba despre un prezent temporal al ei. În școala iubirii este vorba despre prezența lui Dumnezeu, adică e un gol care se obține prin retragerea eu-ului. Dacă nu retrage eu, nu are loc unde să vină Dumnezeu fizic, real, și dacă el nu este prezent, adică nu este cu tine, ție nu-ți va fi bine. Pentru că toate reușitele din viață, tot ce ți se întâmplă, depinde de el. Să fie el cu tine. Dacă el nu e cu tine, se dărâmă totul. În Vechiul Testament era singura preocupare a oamenilor de atunci. Deci trebuia să fie în acord cu Dumnezeu și ca să fie în acord cu El, ei întâi se autolimitau, respectau poruncile, se desprindeau de materie și în mijlocul lor venea Dumnezeu, care după aceea îi ocrotea în toate situațiile. Îi dădea pe vrăjmași în mâna lor, le dădea cetățile lor, da? Și sau lupta împreună cu ei. Sau le dădea recolte îmbelșugate. Totul depinde de Dumnezeu. Așa este modul de a înțelege lumea. El pe primul plan. Că dacă el nu este cu tine, atunci nimic bine nu se poate întâmpla. Te omoară ea. N-au respectat poruncile lui Dumnezeu și știi ce au pățit? Au primit 8 ani de robie la, nu știu, la dușmanilor, după care ea le-a mărit la 18 ani. Pentru că nu s-au învățat minte. Deci aici se vede că toată viața noastră este dimensionată de nivelul nostru de apropiere sau de depărtare de El. Totul depinde de Dumnezeu. Dacă El nu este cu tine, ești terminat. Și după aceea urmează blestemele care îți arată că dacă nu respecti poruncile mele, vă dau o formă de suferință la care nu vă puteți apăra. Deci este foarte grav. Deci pedepsele sunt foarte mari. Adică zice, o să vedeți cum copiii voștri vor fi luați ca robi de către dușmanii voștri și nu veți putea face nimic. Nu vă dau voie să faceți nimic. Deci nu vă dau voie ce înseamnă? Păi totul e de la El. Fiecare pas al nostru, tot ce ni se întâmplă în viața noastră e de la El. Și cum să zicem, să zică oamenii ăștia, cum să zică că ei sunt buricul pământului, că ei fac ce voința lor e pe primul plan, că așa a zis aici. Voia mea. Da, și face sens când ai zis că nici pe copii nu o să-i lase, pentru că dacă părinții au luat o parătură și și-au consumat energia lor și au consumat și energia copiilor. Da, și numai ce să dea la copii s-a terminat. Copiii nu au nici ei, că sunt în minus, așa că trebuie să-i aducă pe copii în suferință ca să-și pună energia ca să susțină următoarele Deci, generații. atenție la grădină. Și la orice cumperi și este mai mult decât ai nevoie, atenție că ți-a le scade energia la copii. O pierzi de acolo și tu o vei lua de la copii. Dar Automat.
Dacă cer ei, pot să. Că nu prea cer, dar cer câteodată. Ce bine că nu cer. Nu să-ți ceară, n-avea teamă. Și uite aici a făcut identificarea foarte urâtă, Dumnezeu este voința ta în acțiune. Deci voia omului mai presus de toate. Când vrei tu neapărat, acela este Dumnezeu. Nu este adevărat. Când tu te lași pe tine, atunci înaintează divinul. De aia zice lepădarea de sine este pe primul plan. În împărăția mea nu intră decât cel care se leapădă de sine în mod desăvârșit. Nu zice că cel care ai voință. Adică se leapădă de voința sa. De voința sa. Eu când am venit în viață, am zis, dăm, Doamne, greutăți cât de mari. Nu am zis, dăm plăceri. Deci am avut nevoie de greutăți, că greutățile îmi distrug mie voința proprie și atunci înaintează Dumnezeu în viața mea. Și ai nevoie de greutăți, ai nevoie ca lucrurile să nu meargă bine, să nu fie bine. Și tu să-L vezi pe Dumnezeu și acolo. Să nu-ți meargă bine și să-L vezi și acolo. Arta de a sta treaz. Stai o leacă, Marius, când a venit ceva. Deci, ei, de fapt, luptă tot timpul ca noi să rămânem atașați de corp. Pentru că dacă am accepta suferințele și ne-am smerit cu toții, material de genul ăsta nu l-ar citi nimeni. Corect. Nimeni nu ar fi atras să citească ăsta pentru că ai fi ajuns la un nivel de smerenie, ca și călugării budiști sau taoiști, în care nu mai ai nevoie de nimic, nu mai ai nevoie să auzi ceva sau să citești ceva, ci tu doar ești, existi, el există prin tine. E destul. Nu e nevoie de să exprimi voința ta. Dar este. Și să renunți la voința ta, atunci îl cunoști pe Dumnezeu. Da, dar tu vezi că este atât de important pentru ei ca Nu noi te să avem. pierde de client. Să avem dorințe, să avem voințe, să ne impunem voința, să luptăm, pentru că în momentul ăla tu l-ai scos pe Dumnezeu, a ieșit Dumnezeu din tine și te poate controla foarte ușor. Au mii de specialiști, mii. Și într-o țară și în alta, au mii de specialiști care studiază asta și lucrurile astea sunt create prin analiză la fiecare propoziție. Păi și când au la bază Vechiul Testament și știu Cunosc idealul, cunosc starea ideală. Cunosc școala iubirii. Au trecut prin școala iubirii. O au la bază. Și după aceea este foarte că o neagă, adică iau inversul. Așa cum școala iubirii ia inversul a ceea ce zice New Age-ul, nu? Noi luăm inversul lor, ei iau inversul nostru. Jucăm ping-pong. Fascinant. Păi noi ce facem? Ce a făcut Teodora? A luat și a inversat toate virtuțile astea care le-am pus noi pe primul plan, l-a inversat și a luat inversul. Și a văzut că, de fapt, omul a creat păcatele. Apoi a identificat virtuțile cu păcatele, le-a unit. A unit contrariile. Și a zis că este bine că lucrurile nu merg, este bine când merg bine, dar cel mai bine este când nu merg bine. A introdus cel mai bine de la tabăra din București. S-a introdus cel mai bine. Deci este bine că nu avem o grădină, dar cel mai bine este când nu avem o grădină. E, acolo trebuie să-mi găsesc de ce nu este bine, de ce e cel mai bine să fie așa cum este. Probabil că. Păi cine vrea mai mult? Întotdeauna vrea ego-ul. Da, acolo Ego nu vrea găsește mai mult. ego argumente că tu nu știi ego-ul la femei, Marius, că Are are experiență experiență de de mii 2000 de de ani. De mii de ani. ani. Ce 2000? Are mii de ani. Bine, aș putea spune că las că e mai bine că nu găsim cine să ne facă grădina, că ne economisim noi o grămadă de bani și în același timp îmi pune și creativitatea la
la lucru ca să găsesc alternative să o fac, să păstrez natura, adică felul cum e ea așa dezordonată și să lucrez pe ea așa. Cât mai dezordonată, cu atât mai bine. Ți-am zis să poți să pui niște plante care cresc dezordinea. Păi asta vreau să fie ceva sălbatic, așa, să nu-mi plac din astea, aș putea, domesticate. Aș vrea să am o grădină cum erau câmpurile cu flori în România. Știi, cu flori nemuritoare, cât erau de nu? 30 de centimetri? Numai că joacă ăștia fotbal și le culcă florile la loc. Dar ce se întâmplă, ce o să întâmple, ce se întâmplă, Marius, dacă eu zic, ok, grădina mea rămâne așa, mi-am găsit cum să o fac, nu mai vreau să mi-o mai lucreze și tocmai vine cineva și zice, vă fac eu grădina și soțul meu zice, da, o facem. Nu să fie asta. Ok. Deci pot să mă apuc să-mi fac planul pentru grădina așa cum este. Da, cât mai urâtă și dezordonată. Ei, o mai cizelăm pe aici, pe acolo, să fie mai decent așa. Mergem la arta de a sta treaz. Aici a băgat și partea cu trupul. Ai văzut în ultima propoziție, indestructibil trup. Da? Deci, materia. Câmpul de luptă este trupul, am citit în manuscris. Deci, câmpul de luptă este materia. Această afirmație acolo unde e autoritară. vorba despre luptă, nu e vorba despre noi. Nu ne interesează. Acolo unde este vorba de mai mult, nu e vorba despre tine. Pentru că lupta se dă numai în materie. Lupta nu se dă la suflet. Nu se dă acolo, nu e nicio luptă. Sufletul e prost, e fraier. El Se doar lasă. se sacrifică, se slujește. Această afirmație autoritară a lui Lupelius a răsunat în mine ca un strigă de luptă într-o mare cruciadă. Câmpul de luptă este trupul, numele victoriei este integritate. Scopul vieții unui om, țelul lui este integritatea, unitatea ființei. Deci nu e Dumnezeu. Astfel, Lupelius rezuma sensul căutării milenare a omului și rațiunea lui de a exista, semnificația întregii lui istorii. Ea zice aici unitatea ființei referindu-se la ființa divină din noi, am impresia. Și ce integritate la ființa divină, că ea este plină, nu are nevoie să... Nu are nevoie de nimic, nu interesează. Nu se referă la ființa divină, se referă la materie, pentru că în momentul în care, o să vină mai târziu, când... Deci câmpul de luptă este materia, deci este lumea aceasta, da? Iar victoria este integritatea, adică să nu te atașezi de materie, adică să o domini, să o deții, dar să nu te atașezi de ea. De ce nu spune asta clar? Păi nu, că Știi asta am cuvântul vrut să... integritate, dar nu înțelegi ce înseamnă. Păi asta e integritatea, adică să nu fii corupt. Să nu fie, nu se schimbă nimic. Să nu fii corupt, știi? Să nu fii lacom, vrea să zică. Ia Adică, să vedem mai departe. Deci, într-un fel, tu să domini materia și în același timp să nu te controleze materia. Tu să o controlezi pe ea și să nu devii corupt, să-ți menții integritatea. A cui? A ta. Cine e a ta asta? A ego-lui. Ego-ului. Nu e a sufletului aici. Lupelius credea că această realizare este de ordin fizic. Da? Auzi, fizic, material. Trupul este cea mai vizibilă parte a ființei, iar integritatea ființei constituie o victorie care are loc în interiorul fiecărei celule a corpului. Adică când îți Cine e ființa? domnul. Cine e ființa? Lupelius
Eu cred că aici tot de ego vorbește, că e de integritatea ființei sau le amestecă. Păi le amestecă, că ființa nu are nevoie de integritate, ea e plină, nu are lipsuri. Ok. Integritatea înseamnă, dacă vrei să urmărești integritatea, înseamnă că ființa nu are integritate și are lipsuri și goluri și trebuie să urmărești să mărească fracturile din ea. Traumele. Traumele, nu știu, habar n-am, nu e, e, vorba ta poate se referă la ego, cu toate că îi pune fumare. Nu știu ce zice, habar Hai n-am. să vedem în textul ăsta cursiv. Lărgește-ți viziunea până când întreg trupul, fiecare organ, mușchi, fibră și celulă, până la ultimul atom, este copleșit de lumina visului tău. Când visul este pus în mișcare, totul este posibil. Visarea ta conține toate principiile și forța de întemeiere a împărăției cerești pe pământ. Nu există niciun război mai sfânt ca învingerea egoului și nici o victorie mai măreață decât transgresarea propriilor limite. Deci aici îți bagă de învingerea egoului, Marius. Integritatea înseamnă vindecarea ființei. Ea necesită răsturnarea credințelor milenare, transfigurarea emoțiilor negative, a gândurilor destructive, atingând maestria în stăpânirea și autocontrolul hranei, somnului și respirației. Integritatea înseamnă vindecarea ființei, că ea nu are nevoie să fie vindecată, ea e prea plin de iubire. Și mai pune și fumare. Trebuia să spună suflet, nu ființă. Da, dar nu se poate. Deci se duce cu niște caracteristici ale egoului, se duce spre ființă și le împrumută ființei sau le identifică ființa divină din noi cu neputințele astea ale egoului și a dat-o peste cap. Nu se face așa ceva. Dar totul se bazează pe faptul că nimeni niciodată n-am văzut și nici în New Age n-am văzut că nu definește ce este ființa divină și nu definește ce e diavolul. Nimeni. Sau ego. Că dacă l-am defini, atunci ar fi clar. Știi? Dar nimeni niciodată. Asta înseamnă că vor întotdeauna să identifice ființa divină cu ego și să o murdărească. Să-i scadă importanța, să o distrugă. Adică identifică caracteristici ale egoului cu ființa divină, ceea ce nu se poate, nu merge, nu se potrivește, ei sunt opuși, sunt inverși. Poate chiar să accentueze faptul că noi suntem de fapt stricați. Da. Da. Adică vrea să strice ființa divină, să o murdărească, să o calce în picioare. Cu toate că zice mai sus, nu există niciun război mai sfânt ca învingerea egoului. Bun. Dar apoi zice că integritatea înseamnă vindecarea ființei. Păi ființa este egoul? Trebuia să scrie integritatea înseamnă vindecarea egoului. Da, nu știm ce este ființa. Dacă ceva nu se... Deci când apare un element nou, un concept nou, trebuie definit. Și apoi mergi mai departe. Dacă nu îl definești, eu nu știu ce fel de discuție se poate ține cu lucrurile care nu sunt definite. Se poate așa ceva? În matematică sau în fizică, tot timpul la fiecare pas, orice element nou introdus, se definește ce cu el, ca că nu știi de unde să-l iei și nu știi ce face. Lărgiți-ți viziunea până când întreg trupul, fiecare organ, mușchi, fibră de celulă, până la ultimul atom, este copleșit de lumina visului tău. Cuvintele astea bombastice. Doamne. Ce amestecătură. Varză. Ghiveci. Ghivet turcesc.
După ce, așa, hai să vedem concluzia. După ce am analizat acest pasaj împreună cu altele din Școala Zeilor, am perceput natura experimentelor pe care Lupeliu și cei din jurul lui le conduceau în acel laborator strălucit, care era școala lui din Irlanda acum 1000 de ani. În acel loc, discipolii lui războinici s-au instruit să-și stăpânească somnul și hrana, reducându-și pe zi ce trece trebuințele ca o etapă fundamentală a pregătirii lor pentru atingerea invulnerabilității și nemuririi. Te s-au restrâns. Nu știu dacă trebuie să te restrângi și la somn, dar la hrană. Lupelius considera că somnul era un surogat nereușit al respirației, un expedient pus la cale de trupul nostru pentru a ne scăpa de o respirație incorrectă și sufocantă. Când a pătruns mai adânc gândirea lui Lupelius, s-a conștientizat că nimic nu ne era mai apropiat în același timp, mai străin și misterios ca respirația noastră. Noi suntem creaturi care trăiesc pe fundul unui ocean de aer, cu toate că suntem invadați de acest element și fiecare centimetru pătrat din trupul nostru este sub presiunea oceanului atmosferic, noi conducem o cantitate insuficientă de oxigen în plămâni. Lupelius a descoperit un lucru incredibil și anume că fiecare dintre noi inspiră doar o zecime din cantitatea de aer de care are nevoie. În manuscrisul său, Lupelius a studiat și apoi a descris cu lux de amănunte condiția de apnee acută la omul care a fost redus, referindu-se la ceea ce el numește subrespirație. Ca o consecință a acestui fenomen straniu, afirma Lupelius, unele părți vitale ale organismului nostru duc lipsă de oxigen și rămân subnutrite, anticipând cu secole importanța respirației în catabolism, probabil metabolism, și în schimbările organice. Lupelius a concluzionat că omenirea era grav afectată. Ok, spune aici ca să-ți dedici zile de, nu știu dacă vrei să mai citim, de tehnici de respirație, cu respiră insuficient. Ok, citesc aici cursiv. Cu cât respirația unui om este mai profundă, cu atât realitatea lui este mai bogată. Dacă intenționezi să-ți schimbi destinul, acționează asupra respirației tale, dedică timp respirației conștiente. Ok, aici bag un ritual. Una dintre pietrele de temelie a doctrinei lui Lupelius o constituie faptul că pentru a sluji destinul individual și pentru a deveni eroul unei aventuri personale de excepție, e necesar ca omul să respire conștient și adânc, să nu lăcomească la hrană și sex și să doarmă mai puțin. Și aceasta este direcția în care a trebuit să-și îndrepte eforturile. Am găsit o scrisoare în manuscris pe care Lupelius i-o adresase unuia dintre discipolii săi, dându-i sfaturi cu privire la acest subiect pe un ton simplu și familiar. Oamenii adorm în felul în care speră să moară, din senin. Indiferent cât de obositoare ți-a fost ziua și cât de grea bătălia, indiferent cât e ceasul, asigură-te că adormi treaz. Cei care nu știu cum să-și gestioneze energia adorm epuizați la sfârșitul zilei, mai mult morți decât vii, dar chiar trebuie să dormi, fie doar pentru câteva minute, atunci adormi într-o stare de conștiință. Acest lucru te va ajuta să nu aluneci în hăuri infernale. Na, eu zic, Marius, că acum el spune cum să-ți cureți ego-ul prin metodele astea de respirație și să nu dormi. Vezi? Nu Deci, știu. modalitatea importantă care scade ego-ul, slujirea, supunerea în fața celuia, nu e spusă. A face voia cea, nimeni nu spune despre ea. Și nu va spune niciodată. Nu va spune, pentru că nu le convine. Omul fixează binele propriu, averea lui, bunăstarea, comodității, stabilitatea, siguranța, le fixează și le face scop. Scopul vieții lui, astea sunt. Să fie mai bine, când de fapt scopul nu este să fie lui mai bine, ci celuilalt, pentru că celălalt este Dumnezeu. Am venit aici ca să ne apropiem de Divin, nu ca să ne facem aici casă pe pământ.
Le pierdem pe toate. Exact cum spunea Îngerul, uite, toată lumea merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși pe pământ. Scopul nu este aduna. Iar cei de la iadul 2 aveau problema asta cu adunat. Toți. Da? Deci se ajunge în iadul 2 dacă omul adună. În iadul 1 și apoi în iadul 2. Asta este. Și i-am condamnat pe toți la iad. La moarte. Da, dar aici tu vezi că el bagă faza asta cu, deci într-un fel să te autoflagelezi, deci să-ți reduci mâncarea, să-ți reduci dormitul, deci pune o presiune pe tine, dar într-adevăr nu zice nimic de slujire, de... Da. Și în următorul text, în următoarea pagină spune: a dormi înseamnă a muri, deci poate pe același subiect. Dacă înțelegi că omul este reprezentarea morții, nu te mai apropia de el niciodată în același fel. Oricum, indiferent de uneltele și precauțiile pe care le folosești, să nu permiți nimănui, nici măcar femeii tale, să te vadă dormind. Instruiește-te pe tine însuți în arta de a rămâne treaz. Un războinic știe că dacă lasă pe cineva să-l vadă dormind, își arată vulnerabilitatea. Este ca și cum îi dai lumii permisiunea să ne atace și să ne rănească letal. N-am nimic de zis. Da. Vrei să-l facem și pe 15 Marius sau te-a plictisit ăsta? Nu m-a plictisit, dar vreau o pauză. Ok, facem pauză sau Dar ne oprim. ne oprim? Da. Ok. Eu fac de la Oprește. 8 dimineața și e greu. Da, Mai am da. două, de fapt. Păi e obositor textul, mai ales cum ai zis tu, trebuie inversat tot timpul. Dar luăm domnul. Da. Dacă vrei să nu mai facem, să ne oprim și cu cartea asta, dacă este clară, putem să ne oprim. Nu cred că suntem, nu trebuie neapărat să terminăm. Dar mai sunt mai, sau pot eu să selecționez anumite pasaje. Da, te mai uiți în avans și dacă e ceva interesant, mergem mai departe. Da. Că am înțeles principiul lor, le ia, le amestecă, le învârtesc. Chestia de astăzi m-a impresionat că face ființa divină, o face ego. Nu? Sau cum a făcut? Ființa are probleme. Trebuie să meargă la psiholog. Da, asta a făcut. A trimis-o la boli mentale. Ce chestie. Să știi că asta arată o chestie. Au atâta siguranță că noi nu înțelegem nimic și nici nu avem cum să înțelegem dacă nu e definită ce e ființa divină și ce este sufletul și ce este egoul sau diavolul. Dacă nu sunt definite, nu se înțelege nimic. Și pot să facă ce vor cu noi. Deci ne termină. Că aici e vorba de energie. Când citești un text, nu e chiar așa ușor. Textul trebuie să arate o cursivitate, aceeași idee să fie menținută tot timpul, adică primordialitatea sufletului, să nu vină cineva să identifice ego-ul cu diavolul, cu sufletul și chestii astea, știi? Și să răstoarne, să ia funcții ale egoului și să le pună la suflet, că asta face. Adică să decadă sufletul, să-l murdărească. Nu se poate face asta. Ei au toată siguranța că noi nu le putem deștepta. Aici se mișcă energie în textul acesta prin inversare. Prin identificarea ființei divine cu egoul. Se scade puterea sufletului. Și se distruge, adică se atacă direct sufletul. Și au toată siguranța că noi nu o să putem să ne dăm seama niciodată. Dacă nu ai cheile din școala iubirii, nu înțelegi nimic.
Școala iubirii nu e ceva deosebit decât a făcut ce a făcut Newton. A definit starea ideală, ce este sufletul, după care a început să vezi. Și ceea ce se opune sufletul este egoul sau diavolul. Apoi am definit diavolul și așa am început să vedem cu toții. Și ne păstrăm doar pe suflet, atât. Dacă mai cădem în zona egotică, atunci scoatem sabia lui Zamorse, care zice că Dumnezeu e în toate pozițiile și nu mai poți să te superi atunci și nu mai poți să judeci pe nimeni și te-ai liniștit. Apoi dacă cineva vine și zice că idealul este non-dualitatea, nu e niciun ideal. Te duce în non-dualitate și vei vrea să vii aici. Balansul idealul. Relativitatea este lucrul cel mai sigur în lume. Faptul că lucrurile, că totul se mișcă. Totul curge. E cel mai sigur lucru în lume. Trec unele în altele continuu. Dualitatea, non-dualitate, non-dualitatea, în dualitate. Și continuu. Circuitul ăsta. Deci nu se poate fixa decât neprinderea. Neprinderea este lucrul cel mai sigur în lume, că nu te poți prinde de nimic. Totul doar este. Și orice situație de viață se rezolvă numai prin această înțelegere, că lucrurile doar sunt și nu este nevoie să fii într-un anumit fel. Că și așa nu știm nimic. Noi nu știm în ce fel să fie. Ne facem, schimbăm doar identificările și omul acela care vine cu o nouă identificare zice, mă, ce grozave, îl facem, îi dăm premiul Nobel. A schimbat identificările. Și apare o nouă realitate cu alte idei puse pe primul plan. Atâta se face, doar se absolutizează o parte și apoi în raport cu ea se derivează totul. Deci toate conceptele pe care le cunoaștem se raportează la acea parte. Și așa se creează, așa a fost creată multe din create din teoriile din matematică. Dacă Euclid a zis că printr-un punct este unei drepte, se poate trece o singură dreaptă paralelă la o dreaptă dată, a venit Boiai și a zis că printr-un punct este unei drepte, se pot duce o infinitate de drepte paralele la o dreaptă dată. Și atunci s-a creat spațiul neeuclidian și o geometrie asociată, geometria neeuclidiană. Deci ei altceva de raportez lucrurile la altceva, negi ceea ce zice unul și încep să demonstrezi, pentru că de demonstrat poți să demonstrezi orice vrei. Totul este demonstrabil. Da. Nu e, cum să zic eu, nu e nimica stabil. Deci nu stabilitatea vieții noastre trebuie să o căutăm, ci o instabilitate cât mai mare. Cea mai mare fericire este generată când lucrurile curg, când se transformă, când se distrug. Distrugerea trebuie să fie mai mare decât construcția. Numai când se distruge stabilitatea și siguranța, noi primim energia vieții. Când mergi pe jos față de a merge cu tramvaiul, ce înseamnă? Distrugi. Distrugi stabilitatea. Distrugerea aceea duce la eliberare de energie subtilă. Primești energie, primești viață. Da. Transform materia în bucurie, cum zice Alexis Zorba, în Nikos Kazantzakis, în Alexis Zorba. Una dintre cele mai frumoase cărți scrise. Este o carte liberatoare. Este excepțional. Alexis Zorba a mai scris și alte cărți. Nikos Kazantzakis, pardon, a scris și alte cărți. Deosebit. O să citesc și eu. Da.
Ne vedem mâine? Da. Ne venim mâine? Nu știu la ce oră. De la pot numai după masă, cam ar fi de la 4:30 ora ta, dacă nu e prea târziu. E bine, 4:30. Ok. Bine, zi frumoasă, continuare, papa. Tu ai Bye. ceva să spui? A, și concluzie? Ia, păi, ai Ți-a plăcut cum ne-a luat la palme? Pac, pac. ne-a contrazis, da. Ne-a atacat ființa divină. Ți-am zis că sentimentul meu a fost că Dumnezeu e cel mai mare dușman. Trebuie eliminat, trebuie scos. Da. Și voia noastră este pe primul plan, voința noastră. Nu? Voința noastră e mai presus și l-a creat și pe Dumnezeu. Da. Săracul Dumnezeu nu știa că dacă nu eram noi, nu era nici el. Da. Și majoritatea oamenilor nu înțelege. Nu Deci, înțelege. exact. Doctrina luciferiană. Exact. E bună și ea, că te distruge mai repede, că de asta merităm noi. Deci nu e nimic de respins. E foarte bună. E foarte bine, foarte bine. Domnul știe cel mai bine. Da. Zi frumoasă, numai bine. Pa, pa.